acum la mine este încă foarte devreme, iar eu l-am lucrat pe Giulio stând în pat. Pentru că sunt și un pic răcită, aș vrea să continuăm să învățăm să facem un nou tip amigurumi. Acesta îl voi pune în brațele iepurașului, pe care abia l-am terminat. Îl voi încărca pe YouTube și pe acesta. Și încep în felul următor. În cercul magic voi lucra un număr de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Voi închide cercul magic. Iar acum, în corespondența fiecărui ochi, voi dubla. Deci, la sfârșitul acestui rând, vom avea un număr de 8 piciorușe scurte. Voi începe de aici. Acum voi pune firul despărțitor, căci vom avea nevoie de el. Și voi lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Sper că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Se face ultima mulțire. Schimba firul despărțitor și voi continua lucrând două piciorușe scurte, o mulțire pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 16 piciorușe scurte. Am obținut cele 16 piciorușe scurte. Voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, o mulțire și
și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 20 de piciorușe scurte. 2 3 O mulțire. Continuăm. Ultima mulțire, am obținut cele 20 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Și astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Vedea și acesta ce ușor este de realizat și cât de frumos iese. O nouă mulțire. Acum voi face ultima înmulțire. Am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte și acum vom lucra un rând de 24 de piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, după ce vom lucra aceste 24 piciorușe. Am lucrat acest rând de 24 de piciorușe scurte. Acum voi continua prin a lucra 3 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Și astfel vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. 3 piciorușe scurte. O mulțire. Ferme foarte bine și acest ou în brațe la iepuraș, pentru că este același tip de lucru, amigurumi.
mamuțile. Deci am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom schimba firul despărțitor și vom face un număr de 6 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Noi ne vom reîntâlni la capătul acestor rânduri. Am terminat cele 6 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. O scădere. Apoi din nou 3 piciorușe scurte. Urmate de o scădere și vom lucra astfel până la capătul rândului, unde vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu 24 de piciorușe scurte, după ce am lucrat, deci 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte, o scădere și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Când vom termina acest rând, vom umple cu melană oul, pentru că, așa cum vedeți, se execută foarte ușor și foarte rapid. Se vede ceea ce lucrez. Acum voi face ultima scădere. Deci am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Voi scoate firul despărțitor și voi umple oul cu melană. Împinge bine să intre în mod uniform. Este bine. Și acum vom continua. Lucrăm
un picioruș scurt, urmat de o scădere. Foarte simplu de făcut acest ou. Felul acesta puteți să faceți în toate culorile. Și apoi pot fi și decorate. Cum voi face ultima scădere. Felul acesta. Iar acum vom continua să facem scădere. Vom face scădere după scădere. Vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Firul despărțitor. Voi scurta firul. Și cu arcul îl voi închide. Dat un pic deoparte, reușesc să pun ața în ac. Așa, deci am ajuns aici. Voi intra cu acul. Și apoi voi prinde fiecare fir. Thank you.
apoi voi ascunde firul. Vedeți ce frumos iese și aici, la fund, la încheietură. Voi ascunde firul de dedesubt. Voi scurta în felul acesta. Am obținut un nou tip amigurumi pe care apoi îl vom decora. Îl aranjăm, dăm exact forma ovală, forma oului, acum îl voi decora un pic acest ou cu aceste floricele roz pe care le-am făcut din pamblică. Voi folosi lipiciul lichid. Câteva floricele. Acesta va fi mult mai aspectos, mai prezentabil. Vedeți? Floricică în vârf. Așa puteți vedea. Iar apoi acest ou îl voi pune în brațe la iepurașul nostru. Bineînțeles, până când îl voi aplica, mă voi gândi ce aș mai putea să adaug pentru a-i da un aspect cât mai plăcut. Și avea un frumos efect cu un fir verde. Voi intra de aici, de dedesubt, de undeva, și voi încerca să creez o crenguță. Astfel că aceste floricele nu vor părea suspendate, va avea un alt efect.
va ieși de aici, să vedeți. Acestea sunt idei care îmi vin pe moment. Vom pleca, cum spus, către următoarea floricică. Nouă crenguță. Până la Ana și un pic mai greoi de ajuns. Fir de ață verde, am cusut și un mic ram pe acest ou. În felul acesta am reușit să-l decorez, să-i dau un aspect cât mai frumos. Și cu acesta, așa cum vă spuneam, voi completa iepurașul Giulio. Giulio îl va ține în brațe, acest micuț ou. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cât mai curând. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!